să vedem cum cântă Celine Dion. Ce drăguț! Vă mulțumesc! Ne-am păcălit! Vă mulțumesc! Dragoș, sunt două variante. Ori ne-am păcălit, ca să ne surprindă după, ori e într-adevăr modest. E modest. Este. Uite, sunt foarte mulți oameni talentați care sunt plini de ei. Uh-huh. Bă, da, plini de ei. Și vezi acolo pe scenă și oricât de buni sunt, parcă e ceva așa care te, nu știu, te, nu-ți vine să te bucuri cu ei. Când se nimerește să vezi și talent, și bun simț, și modestie, și emoție în aceeași persoană, e așa o bucurie pentru noi aici la masa juriului. Și eu cred că le ai pe toate astea. Vă mulțumesc! Sunt total de acord cu tot ce ai spus. A fost o surpriză plăcută să aud o voce atât de frumoasă. M-a surprins modul în care ai cântat acest cântec, cumva impostat înspre muzica clasică. Da. Pe mine m-ai vrăjit, ești magic, ești exact ca și sezonul nostru. Felicitări! Vă mulțumesc! Cum s-a văzut de acolo din partea dreaptă, Andy? Din lojă. S-a și văzut foarte bine, s-a și auzit foarte bine. De unde credeam că o să fie ceva care nu e tocmai bine, s-a dovedit în final că a fost de-a dreptul excepțional. Marian, nu? Marian? Da. Marian te cheamă? Mardale, Gabriel Marian, da, da, Marian. Eu când am auzit melodia, pentru mine e ușor fâsâită după timpul Titanic, dar acum nici nu comentez cinematograful din Amara, între timp a apărut și Avatarul, cred că săptămâna viitoare ajunge și la voi. Ai văzut și filmul?
Au văzut părinții lui filmul? Da, au văzut părinții și m-au dat afară din cameră, că... Na. De ce? Nu se face așa ceva! Nu, stai puțin, nu tot filmul. Probabil că la anumite secvențe, nu? Da. Doar la anumite secvența secvențe. Acolo, în cală, în cala vaporului. Acolo, acolo. Când se bate în mașină? Da, 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 da. În mașina. Da. Când se bate el cu ea în mașină și... Da, și se aburesc geamurile de la... Dar e mai bine să nu vezi ce s-a întâmplat acolo, pentru că el o sugrumă acolo. Da. Și ea cere ajutorul. Păi așa s-a născut el. După Titanic. Marian, din partea mea e un da în seara asta. Mulțumesc. Este un da și din partea mea. La ce abilități muzicale are Gabriel? Stați voi liniștiți că știe el Titanic-ul pe din afară. Ai un da și de la mine. Mulțumesc. Eu te rog să te duci acasă, să mai vezi câteva filme, pentru că trebuie să pregătești încă o piesă pentru etapa viitoare, puțin, pentru că ai 4 de dați. Wow. Mulțumesc!